De ce Moscova încă se teme de umbra lui Maniu și Mihalache, i infiltrarea și deturnarea post-decembristă a PNCCD? 25 august 2023 Autor Mihai la Bărbuș Sărăniștii dușmani ai poporului și în perioada a destinderii pentru ca regimul comunist să câștige simpatia și sprijinul tehnologic al vestului. În anii 1963-1964 a început desfințarea închisorilor politice, ceea ce nu însemna că violența a încetat. Deși se știa că deținuții politici vor fi eliberați, autoritățile, prin conducerile închisorilor, au declanșat o nouă agresiune de o mare josnicie, așa numită reeducare blândă. Scopul real era, de fapt, strivirea definitivă a demnității unor oameni care își iubeau țara, erau chinuiți fizic și izolați informațional și știau că familiile lor fusese răsărăcite și terorizate datorită detenției lor. Deținuților li se prezentau realizările regimului și li se cerea să admită că sunt înfrânți, că au slujit unei cauze greșite, că vremea lor a trecut și să promită că se vor îndrepta, ceea ce de cele mai multe ori însemna să devină informatori. Pentru membrii PNC nu a existat așa numita deschidere de la începutul domniei lui Ceaușescu, în perioada 1964-1989, țărăniștii care au supraviețuit închisorilor au fost supravegheați și șicanați în permanență de securitate. Au găsit foarte greu locuri de muncă, aproape niciodată la nivelul studiilor lor. Liderii au fost urmăriți pe stradă, li s-a montat aparatură de ascultare în case, li s-a controlat și confiscat corespondența, li s-au refuzat pașapoartele, au fost chemați periodic la securitate pentru discuții etc. Cu toate aceste greutăți, au păstrat legăturile între ei, au rămas preocupați de politică și au fost apreciați de colegii de serviciu, fiecare în mediul lui. Nu rare ori, în rapoartele securiștilor se menționa despre ei că sunt politicoși, competenți, corecți, dar că rămân la ideile lor, adică dușmani ai poporului. În 1971, în casa lui Victor Anca, bunicul subsemnatei, a avut loc o întâlnire a unor lideri țărăniști la care au participat Ion Puiu, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Ioan Ovidiu Borcea, Victor Coconeți, comandorul Gheorghe Mocanu, Alexandru Bratu, Achim Maria și Leonida Romanos. S-au discutat posibilitățile de activitate publică în eventualitatea unei reale democratizări viitoare și poziția lui Nicolae Penescu în Penețe. Lider țărănist important, N. Penescu, 1897-1981, a fost senator independent, președinte a Camerei de Comerț București, deputat PNC, ministru de interne în al doilea cabinet sănătescu și secretar general al PNC. A fost victima unui atentat comunist înainte de alegerile din 1946. La procesul din 1947 a avut o atitudine mai puțin curajoasă. Ajuns în exil, a făcut foarte multe eforturi ca represiunea politică din România să fie cunoscută în vest. Cicerone Ionițoiu, Ioan Bărbuș și Camil Demetrescu. Au fost informații asupra conținutului discuțiilor. Securitatea a reacționat foarte prompt. Liderii PNC-ului clandestin au fost anchetați și șicanați o lungă perioadă. În februarie 1973, Victor Coconeț, un lider al studenților condamnat în procesul tineretului Universitar Național Țărănesc, Tunț, a murit în condiții foarte suspecte. Deși în ziua în care a murit avea o bluză cu guler pe gât, la morgă avea în mână o cravată ruptă. Autoritățile au comunicat că a fost găsit în curtea interioară a instituției în care lucra și au stabilit că motivul morții ar fi fost sinuciderea prin aruncare de la înălțime, ceea ce era practic imposibil, pentru că în acea perioadă Victor Coconeți era bucuros că urma să-i se nască primul copil. Soția era însărcinată în luna 8 -a. a doua zi era ziua de naștere a tatălui său și, în general, nu era un om depresiv, ci din potrivă, era vesel și comunicativ. Avocatul Victor Anca, unchiul său, a vorbit cu procurorul care a cazul, iar acesta l-a sfătuit să nu insiste cu căutările. Soției i s-a dat de înțeles că dacă familia va continua cercetările, copilul va avea de suferit. În 1975 a fost arestat un alt fruntaș țărănist important, avocatul Alexandru Bratu, fost deținut politic, care fusese încarcerat și la râmi cu sărat pe timpul lui Vișinescu. A fost condamnat pe baza mărturiei unor informatori. Eliberat în 1977, a emigrat în SUA. Camil Demetrescu, tot în 1975, diplomatul Camil Demetrescu a fost judecat și condamnat la 10 ani de închisoare pentru că dăduse cu unor prieteni două cărți care îi aparțineau, pe care făcuse scurte note zeflemitoare despre rolul comuniștilor la 23 august 1944. Camil Demetrescu era unul dintre autorii reali ai actului de la 23 august 1944, fiind un colaborator și prieten apropiat cu Grigore și Radu Niculescu Buzești și cu Victor Rădulescu Pogoneanu nefiind membru PNC, se bucurase de încrederea lui Iuliu Maniu încă din timpul războiului, fusese condamnat în procesul Penețe și petrecuse 15 ani în închisorile Galați, Sighet, Pitesti și Râmnicu cu Sărat și 2 ani în domiciliu obligatoriu, la Rubla, Jud Brăila. În urma intervenției Monica Ilovinescu la postul de radio Europa Liberă, a fost eliberat imediat după ce a sosit la închisoarea din Aiud, unde a rămas numai câteva ore și a fost tratat omenește. În 1987, Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Ion Diaconescu și Ioan Bărbuș au inițiat demersuri pentru afilierea pe Internațională la a Creștin Democrată. La începutul anului 1989, securitatea a început din nou anchetarea liderilor țărăniști, pretextul fiind o sumă de bani care ar fi fost trimisă de Ion Rațiu lui Ion Puiu. Anchetele s-au desfășurat după sistemul din închisori, durau până la 12 ore, iar anchetatorii se schimbau între ei, fără ca cel interogat să se poată odihni. Din fericire, atunci nu s-a ajuns la violențe fizice. În ianuarie 1990, Penețea a fost primul partid politic care s-a înregistrat. În mai puțin de două săptămâni de la căderea lui Ceaușescu, o mare parte din membrii tineretului Universitar Național Țărănesc, tunți din 1947, au reușit să înființeze organizații în toate capitalele de județ și în orașele mari din țară. Primii lideri ai organizațiilor județene erau foști deținuți politici tunțiști. Ulterior, partidul și-a schimbat denumirea din Partidul Național Țărănesc în Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Primul afiș al penețe din 1990. Cum spunea bătrânul Mars, istoria are obiceiul să se repete, mai întâi ca tragedie, apoi ca farsă. Scena politică românească din anul 1990 a fost în multe privințe repetarea mai ridicolă a celei din 1946. Frontul Salvării Naționale, FSN, care preluase puterea după căderea lui Ceaușescu, controla statul și făcea totodată politică de partid. Copil al PCR, Partidul Comunist Român și bunic al PSD, FSN-ul era alcătuit din beneficiarii sistemului ceaușist, însă șefii, guvern, stat nu mai aveau masca patriotică a cârmaciului, ci puternicele afinități proruse ale lui Ion Iliescu, Silviu Brucan, Nicolae Militaru, Petre Roman, Virgil Măgureanu etc. Mentalitatea acestora rămăsese blocată în anul 1946, așa că au folosit aceleași calomnii textual împotriva liderilor PNC, aceleași măsuri de împiedicare a publicării și difuzării ziarului țărănist dreptatea și aceleași metode de dezinformare a publicului și de intimidare a alegătorilor. Încă de la reluarea activității publice, obiectivele principale ale PNC au fost garantarea dreptului la proprietatea privată, eliminarea dominației FSN asupra vieții politice și a presei, retrocedarea bunurilor confiscate abuziv, judecarea criminalilor din aparatul de represiune. În plan extern, partidul atrăgea atenția că transformările din URSS erau doar de fațadă, solicita încetarea influenței ruse în România și integrarea țării în NATO și în piața comună europeană. Aceste cerințe erau taxate de FSN ca expresia ideilor învechite ale bătrânilor din Penețe. FSN, care se prezenta ca formațiunea tineretului și a viitorului, propunea înființarea de întreprinderi comune româno-ruse, Petre Roman, ocrotirea, nu garantarea proprietății private, democrație în cadrul frontului și, mai târziu, integrarea în comunitatea statelor independente. Sinergia faptelor, intelectualii, cripto și și apolitici împotriva partidelor. Adevărul este ca un leu. Nu trebuie să-l aperi. Lasă-l liber și se va apăra singur, spunea Augustin din Hipo. Libertatea cuvântului a schimbat foarte multe după 1989. Numărul celor care fusese persecutați politic era foarte mare și foarte multe familii din România cunoscuseră represiunea. În ciuda faptului că FSN controla informațiile, câțiva foști deținuți politici au putut fi cunoscuți de public. Cardinalul Alexandru Todea, Corneliu Coposu, Camil Demetrescu, Elisabeta Rizea, Alexandru Paleologu și alții au lăsat o impresie foarte puternică prin judecata lor dreaptă, demnitatea, memoria, modestia și politețea lor. Alții, mai puțin faimoși, au avut totuși un impact remarcabil în familii și în mediul din jurul lor și chiar dacă unii nu au vorbit niciodată despre închisori, comunismul a fost compromis. Regimul comunist în sine, în totalitate, a devenit odios pentru toată lumea. Pentru că s-a văzut destul de repede că FSN e același lucru cu PCR, Iliescu a fost nevoit să renunțe la recuperarea idealurilor socialiste întinate de Ceaușescu, așa cum intenționa la 22 decembrie 1989 și a schimbat numele și doctrina formațiunii lui de mai multe ori. În 1990 a apărut un fenomen necunoscut în România interbelică, intelectualii pătrunși de apartenența de clasă în sensul marxist al termenului, care se credeau complet diferiți, dacă nu chiar în antagonism față de restul societății. Tradiția antebelică a cărturarilor români patrioți a fost părăsită disprețul pentru oamenii de rând a devenit de bon ton. Mișcarea civică a anilor 90, elitistă și cu tendințe de stânga, nu a creat o cultură a solidarității, însă, pe fondul alergei la politică, noțiune ce fusese pervertită pe timpul comunismului, a contribuit la întărirea neîncrederii față de partide într-un moment în care opoziția față de FSN era penețe. În mod cu totul nedemocratic, în timpul manifestației din piața universității, balconul universității a fost închis partidelor istorice, fără să se țină seama de prețul plătit de membrii lor pentru a rămâne democrați și pro pe timpul lui Stalin, Groza, de și Ceaușescu. Totodată, simbolurile și sloganele Revoluției 68 iste de inspirație evident comunistă, ca și unele idei al Anai Ionescu, au fost tolerate și acum ar trebui să fie incluse la manifestări de rusofilie. Pentru că cei care le evocau în 1990 au fost până mai ieri răsfățați sputnic și rete și acum evoluează pe centura estică a politicii. Marian Munteanu în 1990 Marian Munteanu în 2016 Vedeti Romania, în vizorul Moscovei Delegatia Marian Munteanu la conferința aliatilor lui Putin de la Sinaia Vedeți Anca Cernea să nu lăsăm ca numele penețe să fie baciocorit de asocierea cu Marian Munteanu Treptat prin ignorarea sistematică a țărăniștilor și liberalilor și prin amplificarea figurilor lui Ceze Codreanu, I. Antonescu, Mircea Vulcănescu etc., rezistența anticomunistă a început să apară ca o confruntare între extremiști. Iar amintirea represiunii politice să fie considerată o risipă de energii destinate viitorului sau un potențial risc de conflicte sociale. A continuat calomnirea gravă și sistematică a lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache, concomitent cu înfățișarea capitanului și a mareșalului ca inspiratori principali ai rezistenței anticomuniste. Tăria morală, apropierea de oameni, capacitatea intelectuală, viziunea și acțiunea politică a lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache nu pot fi comparate cu modestia ideilor și cu mijloacele inacceptabile folosite de Antonescu și Codreanu. La 23 august 1944, Ion Antonescu era singur, nu a fost urmat de niciun militar și nu a lăsat în urma sa adepți. În culmea gloriei lor, în 1937, legionarii au obținut la alegeri numai 15,58% față de 35,92% PNLC, I. Brătianu și 20,40% PNC. După moartea capitanului, nu au mai avut o linie politică și o conducere, cât de cât unitară și mulți au aderat la alte formațiuni. Nici în rezistența anticomunistă, nici după 1989, nu au avut o acțiune omogenă, între altele, pentru că nu au rezolvat problemele mai vechi de cherență doctrinară. Legendele eroice despre capitan și mareșal sunt o subversiune rusească. Întreținută artificial, cu bani mulți de oameni compromiși pentru a răspândi ideea că românii au fascismul în sânge, că trebuie să fie ghidați de protectori ruși și nemți și că, de fapt, chiar le place dictatura. Deținuții politici țărăniști au rămas la marginea societății, iar înstrăinarea de ei a fost atât de mare, încât se vorbea serios de pericolul răzbunărilor. Era o nouă calomnie absolut nefondată împotriva unor oameni în vârstă, bolnavi, săraci și excluși, care însă aveau memorie, autoritate morală și potențial politic. Erau foarte incomozi pentru FSN, pentru că spuneau că Moscova nu se schimbase și rămăsese agresivă și expansionistă și că gașca rusofilă a lui Iliescu e gata de orice ca să rămână la putere și deranjau puțin și orgoliul intelectualilor, fiindcă în prezența lor se punea problema cherenței morale în viața personală, nu doar a numărului de diplome și de pagini publicate. Toți foștii deținuți politici, inclusiv foștii legionari, au susținut îndepărtarea de Rusia și aderarea României la structurile euroatlantice. Procesul PNC a fost rejudecat, însă majoritatea celorlalte procese, în care au fost arestați mii de țărăniști, nu au fost rejudecate, astfel că sentințele sunt formal valabile și astăzi. Țărăniști care au supraviețuit închisorilor nu au făcut demersuri sistematice pentru anularea condamnărilor politice, deoarece au considerat că nedreptatea a fost făcută de stat și că statul este cel care trebuie să o repare. Au cerut însă judecarea criminalilor comuniști și au susținut lustrația propusă de proclamația de la Timișoara, punctul 8 al acesteia cerea ca legea electorală să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură pe orice listă al foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de securitate. Deci, au subliniat de nenumărate ori că aceste măsuri sunt strictul necesar pentru cunoașterea adevărului despre comunism și pentru educarea publicului în respect față de drepturile fundamentale, aparatul FSN și nu numai le-a reproșat sărăniștilor că vânează vrăjitoare, sunt cantonați în trecut, că vor să se răzbune pe toți membrii pcr tk în anii 90, intelectualii care credeau în adevărul moral erau în stradă și nu erau auziți de nimeni, iar cei care aveau acces la public îmbrățișaseră bucuroși relativismul pentru că nu erau interesați de dezbateri dificile și coerente pe teme morale, fie nu voiau să-i bruscheze pe securiști, ca aceștia să-și mărturisească spontan crimele și, după un moment de tăcere, să fie iubiți de victimele lor, fie susțineau de-a dreptul că securiștii au fost patrioți care și-au apărat țara. Necunoașterea rezistenței anticomuniste, lipsa de respect pentru eroi și indiferența față de judecarea torționarilor nu sunt în primul rând disfuncții ale unor instituții de azi, ci mai ales rezultate ale relativismului moral promovat pe multe căi și de multă vreme în întreaga societate. Acesta este motivul pentru care astăzi oricine poate relatinza oricât rezistența anticomunistă. Exemplele sunt nenumărate, începând cu filmul subtil și anistoric Cardinalul, care înfățișează un Iuliu Maniu necioplit și simplist și un episcop hosuentant în chestiuni fundamentale de credință, aproape gata să semneze trecerea la ortodoxie pentru un motiv fantezist, până la circul grotesc al lui Simion, Dragnea, Pavelescu, Terheșea, care, fără rușine de oameni și teamă de Dumnezeu, se fotografiază lângă portretul lui Maniu, pentru ca publicul să asocieze politica lor rusofilă cu prestigiul președintelui Penețe. În acest peisaj, Ichmer rămâne mic și deznădăjduit, comunică greu, nu e capabil de sinteze clare și simple, după care își exprimă nemulțumirea că represiunea comunistă, rezistenții și disidenții nu sunt cunoscuți. Să fim mulțumiți că, măcar în ultimul timp, Institutul nu a mai dezbătut muzica alternativă sovietică la Universitatea de Vară Râmnicu Sărat pe banii Fundației Che Adenauer. Îndepărtarea de linia lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache. Comemorare Iuliu Maniu, 1992. Ion Ratiu, Ion Bărbuș, Ion Diaconescu, Corneliu Coposu. După cum sublinia Ion Diaconescu, penețe și a atins obiectivele majore din anii 90. Cu toate că suntem departe de perfecțiune, țara a ieșit din izolare și, conform voinței românilor exprimate prin referendumuri, face parte din structurile euroatlantice, iar informațiile esențiale despre comunism sunt accesibile, chiar dacă trebuie să fie crezute și cercetate mai mult. Din păcate, perioada în care politica partidului a urmat linia Maniu Mihalache a fost destul de scurtă. La doar câteva luni de la reluarea apariției ziarului PNC, Corneliu Coposu a decis să elimine formula Citiți dreptatea, tribună de luptă împotriva comunismului, care era scrisă chiar deasupra titlului ziarului, pe motiv că era prea radicală. De asemenea, nu a găsit timp să se întâlnească cu personalități ca Radu Niculescu Buzești și Camil Demetrescu, cu care era prieten de zeci de ani și cunoștea verticalitatea morală, calitățile lor intelectuale și sacrificiile pe care le făcuseră pentru penețe. Coposu a uitat în general să-l sprijine pe Ion Rațiu și nu a susținut candidatura sa din partea opoziției unite la alegerile din 1992. Virgil Măgureanu, foto de Cornel Brat, sursa Există mărturii potrivit cărora a existat o apropiere între Corneliu Coposu și Virgil Măgureanu, fostul șef rusofil al SRI și unul dintre responsabilii mineriadelor. Constantin Ionașcu, fost deținut politic curajos, cu un comportament exemplar în închisoare, prieten vechi și colaborator apropiat al lui Corneliu Coposu, își amintește că Măgureanu îi dădea informații președintelui Penețe. De la Măgureanu știa domnul președinte cine sunt trădătorii. Venea noaptea, eu îi deschideam ușa, eu o încuiam după ce pleca. Nu vorbeau numai despre țărăniști, ci de oameni din toate domeniile. Îl respecta mult pe domnul Coposu. Mișu Barcan, mâna dreaptă și unul dintre urmașii lui Corneliu Coposu, fost antrenor de canotaj la Dinamo, clubul sportiv al Ministerului de Interne, din care făceau parte serviciile de securitate ceaușiste, menținute aproape intacte de regimul Iliescu, membru fondator al Ritului de York și inspector al Marii Logii Naționale Române, susține că Atât domnul Coposu, cât și domnul Măgureanu au pus umerii la reaprinderea luminii în România. Cert este că, mai ales după 1992, partidul a început treptat să fie dominat de oamenii regimului comunist. Mircea Ciumara, de exemplu, fost cadru didactic la Academia de Partid Ștefan Gorghiu, care se lăuda că l-a citit pe Lenin și nu putea să spună din ce școală economică face parte, a deținut portofoliile Finanțelor și Industriei și Comerțului în guvernarea Convenției Democratice, CDR. Ioan Bărbuș, Corneliu Coposu, Ioan Diaconescu și Ion Lup, 1992. Partidul a fost confiscat de câțiva activiști, cu funcții obținute deseori prin numire, nu prin alegeri, care își impuneau punctul de vedere în organizațiile județene. Oamenii entuziași, capabili și cinstiți au fost dați afară sau forțați să demisioneze sistematic, județ cu județ, organizație cu organizație. Alegerile din partid erau supervizate de Me. Ciumara, Nicolae Ionescu Galben, Remus Opriș, care a regretat atitudinea sa și alții din gruparea lor. Nicolae Ionescu Galben a fost membru în organizația de tineret a Penețe din 1945 și deținut politic între 1947-1955, după care a activat în Penețeul clandestin. După 1989 a fost vicepreședinte PNCCD, membru al grupului parlamentar al PNCCD și apoi al Partidului Ecologist Român, membru al Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Franța și Federația Rusă. Dacă rezultatul alegerilor din partid nu era cel dorit, se repeta scrutinul în urma unei rezoluții de la Corneliu Coposu. Cei care protestau erau sancționați prompt. Partidul a fost dat pe mâna securiștilor și trepădușilor mult înainte de a ajunge să guverneze. Prin 1994, de unde Corneliu Coposu era printre cei mai criticați oameni din țară, începuse să aibă o imagine bună în media și să fie supranumit Seniorul, apelativ pe care Iuliu Maniu nu l-ar fi acceptat niciodată. Era invitat în multe locuri, inclusiv la aniversarea SRI, unde s-a și dus. Liderul PSD Ion Solcanu afirma pe atunci că formațiunea lui Iliescu poate colabora cu PNCCD, dacă sunt eliminați extremiștii și monarhiștii, adică anticomuniștii, care erau și cei mai populari în partid. Coposu s-a izolat treptat de prietenii din închisoare, care nu mai puteau să discute cu el, pentru că nu reușeau să treacă de personalul auxiliar din sediul partidului și și-a folosit prestigiul nu pentru a aplana conflictele, ci pentru a-i sprijini activ pe cei care urmăreau îndepărtarea extremiștilor și monarhiștilor. Marius Ghilezan mărturisește cu candoare că în casa lui Romulus Rusan, Corneliu Coposu, Petre Mihai Băcanu, Emil Constantinescu au luat marile decizii de transformare a României. Cu alte cuvinte, decizii cu impact major, precum numirea unor candidați pentru funcții importante, au fost luate de Coposu singur, în afara sediului partidului, fără consultare cu colegii. Atacul împotriva Tunț, eliminarea lui Marius Bostan și a Ancăi Cernea Tineretul Universitar Național Sărănesc, Tunț, a fost ținta principală a demolatorilor, fiind un motor al anticomunismului, ca în anii 1944-1949. În conducerea Tunț, Marius Bostan și Anca Cernea au fost foarte populari, pentru că se instruiseră și își formaseră calități politice, erau apropiați de colegii din județe și de foștii deținuți politici, întăriseră relațiile Tunțului cu organizațiile similare și se opuneau pe față, cripto comuniștilor. Notă, Gheorghe Comănescu i-a propus lui Marius Bostan să devină franmason și să atragă și alți studenți în organizația respectivă, care atunci era la începutul activității. Comănescu fusese condamnat în procesul tunți și a avut un comportament onorabil la proces și în închisoare, însă a cedat după 1964. A fost admis în Marea Lojă Națională în 1994 și în 1998 a devenit mare maestru. Mircea Ciumara i-a cerut Anca -i Cernea să-l sprijine între tinerii țărăniști, promițându-i, în schimb, că îi va asigura accesul la funcții politice, propunerea a avut loc chiar în biroul lui Coposu, în absența acestuia. Atât Marius Bostan cât și Anca Cernea au refuzat propunerile menționate. Alexandru Popescu, Ioan Bărbuș, Anca Cernea, Șerbandica, la 8 noiembrie 1994, comemorarea Marii Manifestații Anticomuniste organizate de tunți la 8 noiembrie 1945. Tunsul a organizat câteva mitinguri cu participare foarte numeroasă pentru comemorarea marii manifestații anticomuniste organizate de Tunț la 8 noiembrie 1945, acțiuni de solidaritate cu studenții basarabeni și împotriva ingerințelor ruse la Chișinău și în Transnistria și împreună cu Liga Studenților. Mai multe proteste în fața ambasadei Rusiei, precum și procesul lui Ion Iliescu pentru crimele din decembrie 1989, o inițiativă importantă, care a avut loc în aula Universității din București. Afișul mitingului organizat în 1993 de tunți pentru comemorarea manifestației anticomuniste de la 8 noiembrie 1945. Ion Iliescu și Virgil Măgureanu erau deranjați mai ales de acțiunile antirusești și de cele pentru aflarea adevărului despre evenimentele din decembrie 1989, astfel că Sriul de atunci a intensificat acțiunile de infiltrare și control în PNCCD. În plan extern, este de amintit și că Tunț a devenit membru cu drepturi de pline în Organizația Sudenților Democrați Europeni, EDS, înainte ca de să aibă acest statut în internațional a creștin democrată. Iată ce publica Corneliu Vadim Tudor în 1993 despre teroriștii legionari de la conducerea Tunț, Anca Cernea și Marius Bostan. Cum să ne explicăm asemănările din textul publicat de Vadim acum 30 de ani și atacurile recente de pe Facebook împotriva lui Bostan și Cernea? În 1994, Adrian Păunescu l-a atacat pe Corneliu Coposu, acuzându-le că a scris declarații pentru securitate. Era vorba de declarații obligatorii de anchetat, însă din prezentarea făcută de Păunescu se înțelegea că ar fi fost vorba de o colaborare benevolă. În semn de protest, un grup de studenți sărăniști a manifestat pașnic în fața casei lui Păunescu, cu un cap de porc. Era o aluzie la scuzele exprimate de Păunescu imediat după căderea lui Ceaușescu, sunt un porc. Sunt porcul dumneavoastră de Crăciun liber. Păunescu, care între timp uitase de scuze și redevenise patriot gălăgios, s-a arătat răpus de durere față de gestul studenților și demolatorii din partid au dorit de atunci să determine sancționarea conducerii tunți. Corneliu Coposu fusese informat că Păunescu va primi o replică și presa necomunistă a reacționat foarte favorabil studenților, astfel că s-a așteptat o altă ocazie pentru a reduce tunțul la tăcere. Aceasta a venit când Marius Bostan și Anca Cernea au protestat deschis împotriva unor ingerințe la alegerile dintr-o organizație județeană și au fost sancționați cu un avertisment. Ulterior, când Ciumara a acuzat conducerea atunci că strică relația României cu China, atunțul protestase față de vizita lui Lipen la Ion Iliescu, Cernea a criticat afinitățile comuniste ale lui Ciumara într-un interviu la ziarul Ziua. De asemenea, Boston și a exprimat dezacordul față de modul inacceptabil în care fusese îndepărtat de la conducerea organizației Vâlcea un fost deținut politic deosebit de capabil și respectat. Cei doi lideri ai și-au argumentat și menținut poziția în fața conducerii partidului. Nu li s-a răspuns și nu au fost contraziși, însă au fost excluși din partid fără explicații în aprilie 1995, înainte de reuniunea delegației permanente, unde urma să se discute chestiunile interne ale partidului. Ion Diaconescu, Radu Vasile, Valentin Gabrielescu, Ioan Părbuș, conferință de presă PNC 1994 A urmat demisia lui Ioan Părbuș președintele Tunț din 1947, din toate funcțiile din partid și peste 200 de demisii din Tunț în toată țara. Tunțul și-a pierdut forța. Mulți dintre demisionari au făcut cariere stălucite, însă în afara partidului și a țării. Au existat numeroase ecouri în presă. Următorul 8 noiembrie, la împlinirea a 50 de ani de la manifestația monarhistă și anticomunistă din 1945, a fost comemorat cu discursuri plictisitoare și participare mediocră. Ioan Bărbuș și Șerban Ghica, care fuseseră între organizatorii în 1945, au fost trecuți cu vederea. Tradiția comemorării lui 8 noiembrie 1945 s-a pierdut. Calitățile intelectuale, cherența și valoarea acțiunilor publice ale lui Marius Bostan și Anca Cernea pot fi cunoscute de oricine, iar securiștii din Penețe și rusofilii care acum îi atacă disperați pe Bostan și Cernea pe Facebook vor rămâne pe veci niște amărâte cozi de topor. Corneliu Coposu trebuie să fie înțeles cu maturitate. Cunoștințele istorice și politice pe care le-a lăsat sunt foarte importante. Dialogurile cu el, publicate de Vartana Rachelian și Doina Alexandru, sunt documente care dau mărturie despre crezul întregii generații a rezistenților țărăniști. Contribuția lui la readucerea României în lumea civilizată și la combaterea agresivității regimului Iliescu nu poate fi uitată. Nimeni nu poate schimba faptul că a fost unul dintre cei mai remarcabili rezistenți anticomuniști și că a plătit un preț imens pentru că a fost alături de Iuliu Maniu. Eroismul și generozitatea lui rămân. Totuși, este important să se cunoască și părțile mai puțin luminoase ale deciziilor sale luate după zeci de ani de persecuții, într-un context politic extrem de tensionat, în timp ce era grav bolnav, pentru ca să se înțeleagă îndrăgirea cu care slujile rușilor au combătut linia politică a lui Maniu și Mihalache în Penețe și în România. În sens mai larg, figura lui Corneliu Coposu îi îndeamnă pe cei care vor să schimbe lumea în bine să rămână smeriți și să-și păstreze prietenii adevărați și îi avertizează că lupta trebuie dusă cu răbdare până la capăt, pentru că nici măcar o mare personalitate nu e scutită de alegeri nefericite, chiar dacă s-a opus răului, cu curaj, timp de zeci de ani. PNCC de după 1996 după decesul lui Corneliu Coposu, conducerea partidului a fost preluată de Ion Diaconescu, un erou adevărat care și-a riscat viața și și-a sacrificat tinerețea, sănătatea și cariera. Era un inginer eminent pentru PNC, dând dovadă de un curaj fizic și moral impresionant în închisoare și în toți anii ce au urmat. El ținea foarte mult la unitatea țărăniștilor și a făcut tot ce era omenește posibil să însănătoșească atmosfera din partid, să-i refacă unitatea și să aplaneze conflictele în timpul campaniei electorale și în perioada guvernării. În 1996, Diaconescu i-a propus lui Marius Bostan revenirea în penețe și i-a cerut să refacă rețeaua de tineret și studenți pentru a susține campania electorală din 1996. Astfel, prin contribuția lui Marius Bostan, un număr mare de tineri și studenți din toată țara au sprijinit PNCCD în campania pentru Convenția Democrată din România, CDR și pentru Emil Constantinescu, iar ulterior au militat pentru interesele României, integrarea în NATO și UE și o conectare mai puternică la civilizația occidentală. Laurențiu Dumitrașcu, Danchițu, Marius Bosta, Mihai Marinescu, Mihai Comănescu, 1988, întâlnire cu un grup de ciobani din Vâlcea. Cu toate eforturile lui Ion Diaconescu, când PNC de a câștigat alegerile, partidul nu mai era PNC-ul anilor 1926-1992. Foștii deținutii politici fuseseră îndepărtați aproape în întregime, iar noi lideri vorbeau foarte puțin sau deloc de Iuliu Maniu, de Ion Mihalache și de principiile pentru care își dăduseră ei viața în închisoare. Pârghiile au rămas în mâinile demolatorilor, care și-au continuat acțiunile în timpul guvernării CDR, care, de fapt, a fost o guvernare comună cu Sri, secretarele, menajerele, șoferii, administratorii și șefii de serviciu de pe timpul lui Ceaușescu, care încă dominau toată administrația și după ieșirea de la guvernare. Ciorbea Figura cea mai controversată a acestei perioade este Victor Ciorbea, care a ajuns în penețe de prin Alianța Civică. La alegerile din mai 1990, Ciorga candidase din partea Partidului Democrat al Muncii al lui Eduard Meincescu, după care a activat în structura moștenitoare a sindicatelor comuniste. Notă, rusofil fanatic, Eduard Meincescu, 1909-1996, a fost înainte de război secretar general al ajutorului Roșu Internațional, organizație conectată la Comintern pentru ajutorarea comuniștilor care aveau probleme cu justiția. A fost apoi membru fondator al Arlus Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică, înființată în 1944. În 1948, a semnat din partea României, împreună cu reprezentantul ambasadei URSS la București, actul de cedare a insulei Șerpilor. În 1960, Meincescu a fost prezent ca delegat al României la ONU, la celebrul scandal în care Hrușciov a bătut cu pantoful în masă. Delegatul filipinez Lorenzo Sumulon afirmase că URSS acuză vestul de imperialism, însă ea însă și folosește practici imperialiste în estul Europei. Liderul sovietic l-a întrerupt cu grosolănie pe Sumulon, l-a numit nemernic, nătăfleț, la cheu și lingou al imperialiștilor americani și a bătut cu pantoful în masă de furie. Se pare că se descălțase pentru că îl strângeau pantofii, care ar fi fost de fabricație vest-germană. Mencescu a sărit foarte vehement în sprijinul lui Hrușciov, fiind secondat de alți reprezentanți ai blocului sovietic, care au făcut agitație în cel mai clasic stil bolșevic, astfel încât președintele ședinței a fost nevoit să întrerupă lucrările. Asemănarea cu metodele aur nu este întâmplătoare. Mencescu și-a continuat activitatea publică în anii stalinismului, însă s-a considerat marginalizat în perioada ceaușistă. În 1990, la 81 de ani, a înființat Partidul Democrat al Muncii, care a fost redenumit Partidul Socialist al Muncii după unirea cu un grup de activiști pe cere conduși de Ilie Verdeț, prim-ministru ceaușist între 1979-1982 și câteva ore. La 22 decembrie 1989, în 2000, câțiva participanți la Școala Politică de Vară de la Câmpulung l-au întrebat pe Victor Ciorbea de ce a candidat pe lista partidului lui Mencescu în mai 1990. Ciorbea a încercat niște scuze evazive, însă nu a negat că știa cine este Mencescu. În 1992, Victor Ciorbea a candidat la Alba pentru Convenția Solidarității Sociale, o formație apropiată de sindicate, despre care unii au crezut că fusese creată pentru a fi confundată cu Convenția Democrată, metodă care se practica pe atunci. În 1994 a devenit membru în comitetul executiv al CDR și în forurile de conducere ale Alianței Civice. În 1996 a fost numit candidat al CDR la primăria Bucureștiului. Ca primar s-a remarcat prin recursurile în anulare declarate împotriva celor care își recuperaseră prin justiție cu mare greutate proprietățile naționalizate. În calitate de premier, 1996-1998 a fost rigid, certăreț, autoritar și de fapt incompetent. A reușit să deterioreze relațiile partidului cu partenerii din CDR, cărora le poruncea cum știa el din PCR și din PNCCD-ul târziu. Nu a acționat potrivit principiilor lui Maniu și Mihalache și nu a vorbit despre ei. Notă, conform paginii web a instituției Avocatul Poporului, între 1999-2004 Ciorbea a fost președinte al unei formațiuni politice creștin-democrate. De fapt, fuseseră două astfel de formațiuni, PNCCD și Alianța Națională Creștin-Democrată, ruptă din și realită apoi la PNCCD. Din 2012 până în 2014 a fost senator PNL și vicepreședinte al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei. Între 2014-2019, Victor Ponta l-a numit pe Ciorbea avocatul poporului, între altele, pentru că în facultate avusese nota 10 la drept constituțional. În această funcție, fostul lider PNCCD a ajutat PSD-ul, tergiversând atacarea la Curtea Constituțională a ordonanțelor celebre din categoria OUG 13-2017. Prin ordonanța de amnistie fiscală dată de guvernul Dăncilă, Victor Ciorbea a fost iertat de o datorie de 115.000 lei și soția sa, Lacrima, de o datorie de 150.000 lei, adică 70% din impozitele neplătite de cei doi timp de 10 ani. În evoluția postdecembristă a partidului, este de amintit și ajutorul material al creștin-democraților vestici, mai ales germani. Din păcate, influența lor doctrinară a fost mai puțin pozitivă, pentru că la acea dată creștin-democrația vestică părăsea principiile creștine. Creștini democrații occidentali nu se împrieteneau cu foștii deținuți politici, nu se interesau serios de comunism și de represiunea politică, însă începeau să preia între noi corectitudini politice. A rămas celebră replica lui Gabriel Sepelea la o întrebare legată de respectarea drepturilor homosexualilor în PNCCD. Știți, noi suntem țărani transilvăneni. Nouă de plac femeile. Mari absenți au fost intelectualii. În 1998, din inițiativa autorităților, procesul liderilor PNC a fost rejudecat. Decizia NR40 din 12 octombrie 1998 a stabilit că acuzațiile din 1947 nu erau infracțiuni sau nu întruneau elementele unei infracțiuni. Adică erau pure invenții sau interpretări nedevărate ale unor fapte reale. Deci totul era o farsă, regimul o folosise pentru a declanșa o prigoană sălbatică și un delir structurat în care țărăniștii în frunte cu Iuliu Maniu și Ion Mihalache au fost prezentați ca fasciști, dușmani țării, exploatatori, bandiți vânduți vestului, agenți străini etc. Manifestări ale acestui delir sunt perpetuate astăzi de cei care susțin că președintele PNC s-a îmbogățit din spionaj, că a fost absent de la datorie în ziua de 23 august 1944 etc. La supraviețuirea ficțiunilor moscovite împotriva lui Maniu, Mihalache și Apenețe contribuie substanțial și cei care ignoră rolul lor în trecutul țării. Humanitas nu a publicat în ultimii 30 de ani nimic semnificativ despre Iuliu Maniu și Ion Mihalache, însă promovează constant comentariile politico-istorice ale lui Le, Boia și Oje Schmidt, care spun despre România mare exact ce vor Moscova și Budapesta Saudă, adică opusul poziției liderilor țărăniști. În 1998, când s-a rejudecat procesul Maniu, juriștii, istoricii, oamenii politici nu s-au înghesuit în sala de tribunal. Televiziunile GDS, revista 22, nu au căutat semnificația achitării celor condamnați la 11 noiembrie 1947. Mari absențe ai momentului au fost intelectualii. Situația a fost asemănătoare la procesul lui Vișinescu. Lista torționarilor și închisoarea Râmnicu Sărat au servit un timp drept agenții de perea Ichmer, după care s-a dovedit că respectiva listă nu era exactă, iar închisoarea continuă să se dărâme sub privirile experților și ale autorităților. Mulți au criticat justiția la modul general, însă foarte puțini au făcut efortul de a reține numele și motivul încarcerării elitelor care au fost la râmi cu sărat și sighet. Citiți procesele criminalilor comuniști, o șansă pentru dreptate. Represiunea comunistă a devenit o noțiune subiectivă, redusă la cazuri individuale, documentate preponderent din surse securiste și foarte puțin din mărturii și memorialistică. Prestigiul moral al rezistenților este deseori acaparat de aur și interpretat de oricine după inspirația și interesul personal și aderarea la UE s-a făcut tot pe fondul amneziei și relativismului. În 2007, la ceremoniile legate de acest eveniment, nici reprezentanții UE, nici liderii români nu i-au amintit pe democrații români care s-au opus cizmei rusești și și-au lăsat tinerețea, cariera sau chiar viața în închisori și lagăre pentru a împiedica ruperea țării de luna vestică. România este acum orientată spre vest, așa cum au dorit regele Mihai, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Grigore Niculescu Buzești, Victor Rădulescu Pogoneanu și mulți alții, însă trecutul relației noastre cu rușii și represiunea comunistă, care sunt un factor determinant al opțiunii provestice, nu sunt cunoscute. Problema este morală, nu instituțională. Instituțiile funcționează defectuos din cauze morale și culturale, nu invers. O mare parte dintre intelectualii cu influență în societate fac parte din această problemă, gândesc haotic, sunt orgolioși și certăreți, nu își asumă eșecuri, nu își îndeplinesc responsabilitățile. Astfel s-a format o generație de politicieni, ziariști, judecători etc., fără stimă de sine, indiferenți la semnificația profundă a legii naturale și a drepturilor fundamentale, mai ales dreptul la viață, a adevărului, moral și istoric, a respectului față de înaintași, eroi, rezistenți și disidenți. Notă, dacă în spațiul public ar fi existat interes real pentru aceste lucruri, poate autorii deciziei pronunțate în procesul Gheorghe Ursus ar fi gândit de două ori înainte să dea o sentință care desconsideră flagrant dreptul fundamental la viață și caracterul criminal și ilegitim al regimului comunist. Linia politică Maniu Mihalache, un ghid pentru politica României de azi. Cum își închipui politicieni, jurnaliștii și intelectualii nerusofili că sunt credibili dacă doar spun că susțin Ucraina și solidaritatea cu Chișinăul, însă nu le motivează, fac legătura dintre situația de acum, invaziile rușilor, represiunea comunistă și rezistența anticomunistă de la noi. Explicația nu poate fi decât o extrem de îngrijorătoare incompetență sau chiar colaboraționismul cu subversiunea rusească. Poate nu i se poate cere domnului Iohannis să povestească, în liniște, la o cafea, despre ajutorul românesc pentru Ucraina, însă dânsul și toți cei cu responsabilități morale și politice în țară au obligația de a explica pe larg, pe înțelesul oricui, în mod repetat, poziția României față de Moscova. E vorba de o alegere civilizațională, cu implicații pe termen lung, nu de asistență tehnică de moment pentru un vecin în dificultate. Aceeași alegere civilizațională a fost, de altfel, și miza rezistenței anticomuniste. Acțiunea condusă de Maniu și Mihalache a avut o dimensiune națională și istorică, depășind mult limitele programului Penețe. Nu numai broșurile cu programul PNC i-au deranjat pe ruși, ci faptul că românii erau conștienți de istoria lor și că aveau o elită politică și intelectuală capabilă de sacrificii pentru ca moștenirea înaintașilor să fie transmisă generațiilor viitoare. Rușii nu au ucis la Sighet și Râmnicu Sărat o generație de elite, ci un șir de generații de elite. Asta au și vrut. Secretul leadership lui Maniu și Mihalache au fost rădăcinile solide, gândirea clară și cherența morală. Credința în Dumnezeul adevărului și respingerea idolilor au produs obiective realiste, respect pentru oameni și curaj în acțiune. Moscova nu vrea ca acest mod de gândire și acțiune să fie cunoscut și respectat, pentru că scoate în evidență bestialitatea și minciunile rusești și demontează punct cu punct tezele istoriei Kremlinului despre noi. Creștini autentici și oameni de stat orientați spre vest, Maniu și Mihalache, au fost antifasciști cu fapta, încă de pe vremea când Moscova gira împreună cu Berlinul ruperea teritoriului național al României. Au avut o contribuție semnificativă la scurtarea celui de-al doilea război mondial, la înfrângerea reiului, la constituirea rezistenței naționale antisovietice și, prin puterea exemplului lor, la renașterea rapidă și afirmarea, în condiții foarte dificile, a unui partid care să ceară cu hotărâre ruperea de Moscova și integrarea țării în structurile euroatlantice. Istoria și politica PNC-ului sunt inconturnabile pentru a argumenta cât este de faierească alianța României cu vestul, cu ce preț uriaș a fost plătită și de ce trebuie să ne eliberăm de ultimele rămășițe ale ciumei roșii. Nu e vorba de un partid, ci de regăsirea memoriei istorice confiscate de regimul comunist ateu. Nu trebuie finanțări de proiecte și studii sofisticate, care se vede bine că nu formează caractere. E nevoie însă de o schimbare clară de atitudine morală, de încredere în adevăr și în bine, de smerenie, de apreciere pentru darul vieții, de cinstirea eroilor, de acceptarea faptului că au existat mulți români care s-au purtat foarte bine în închisori. Fără acestea, nicio confruntare nu va fi câștigată. Ignorarea PNC, perpetuarea minciunilor staliniste despre țărăniști sau acceptarea anexării lui Maniu și Mihalache de către rusofil sunt echivalente cu trădarea. Dacă această trădare va avea loc, va fi, încă o dată, în primul rând, o trădare a cărturarilor. Hai la bărbuși! De profesie medic veterinar, Dr. Mihai Bărbuș provine dintr-o familie cu rădăcini transilvănene și regățene greco-catolice și ortodoxe. Împreună cu Dr. Anca Cernea este legatar universal al testamentului diplomatului Camil Demetrescu.